planuri mari pentru protecția necuvântătoarelor propuse de Tudor Timionescu, tânărul candidat al Pro-România la Camera Deputaților, circumscripția București. Fostul consilier din primăria capitalei, un mare iubitor de animale care are acasă un ciobănesc malinois și două pisici, vrea să schimbe destinul animalelor printr-un pachet legislativ pentru protecția și bunăstarea acestora, pe care îl va propune în Parlament. În viitorul Parlament am trei priorități. Una dintre ele este un pachet legislativ în ceea ce privește protecția și bunăstarea animalelor, un domeniu de care m-am ocupat și care mă interesează foarte mult și care este neglijat și a fost neglijat în toți acești ani în România. Acest pachet privește o nouă lege a protecției și bunăstării animalelor, una care să fie adaptată realităților anului 2020. De asemenea, reglementarea prin lege a poliției animalelor, eliminarea eutanasierii, care s-a dovedit a fi o politică de eșec a României în toți acești ani, înființarea unui SMURV care să acorde asistență în regim de urgență oricărui animal aflat în dificultate și, de asemenea, foarte important, înființarea unui tribunal pentru animale, pentru judecarea spețelor care vizează cruzimea împotriva animalelor, astfel încât acestea să fie judecate cu celeritate și pedepsele să fie aplicate drastic și repede. Tudor Timionescu a reușit în mandatul său de consilier general să ducă la bun sfârșit numeroase proiecte. A înființat Poliția Animalelor București, a oprit eutanasierile câinilor din centrele ASPA și a inițiat campanii de sterilizări gratuite pentru 10.000 de câini și pisici. De asemenea, a reușit interzicerea utilizării animalelor sălbatice în circuri, proiect devenit ulterior legea națională.